Aeronavele SMURD vor putea efectua intervenții atât ziua cât și noaptea. Asta după ce 4 piloții în rezervă au acceptat să revină în sistem pe posturile de comandant de aeronavă. În aceste zile am luat legătura cu piloți rezerviști din cadrul Inspectoratului General de Aviație, care au ieșit la pensie odată cu legea care a deschis ușa foarte larg pentru angajații Ministerului și au acceptat să revină în sistem. Am vrut să spun acest lucru public pentru că doresc să le mulțumesc. Sunt eroi, sunt patrioți care au răspuns prezent la chemarea Ministrului pentru a-și face datoria față de țară, pentru că țara are nevoie de ei. Din acest motiv, respectul meu trebuie adus aici în fața opiniei publice domnului general Ioan Cristinel, domnului comandor Neculai Chiriță, domnului comandor Emil Bucurescu și domnului comandor Puiu Ștefan. Toți 4 au peste 1000 de ore de zbor și pot îndeplini condiția de comandant de aeronavă SMURD, astfel încât elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța să poată executa misiuni de noapte pentru salvarea pacienților sau celor accidentați. Astfel, 6 aeronave vor fi disponibile în România. Vor executa misiuni și de noapte, inclusiv pentru a ajuta pacienți care au nevoie de transplant, pe lângă, evident, serviciile de urgență pentru pacienți și accidentați. Aceste elicoptere de la Iași, Arad, Craiova, București, Constanța și Târgu Mureș sunt în slujba cetățenilor. Mai mult, voi propune o inițiativă normativă prin care toate orașele și municipiile din România să poată avea posibilitatea să-și amenajeze locuri de aterizare și decolare autorizate de către autoritatea aeronautică, să corespundă din punct de vedere tehnic, inclusiv pentru decolări și aterizări de noapte, astfel încât tot ceea ce ține de sistemul de urgență de SMURD să fie cât mai aproape de cetățean. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a făcut mai multe precizări legate de activitatea și de salarizarea medicilor SMURD. Medicii care acordă la acest moment serviciul de urgență sau asigură serviciul de urgență pe elicopterele și pe avioanele SMURD vor putea, bineînțeles, să continue activitatea și în cursul nopții, acolo unde o aeronavă devine disponibilă noapte. Deci, la acest moment, medicul care este de serviciu 12 ore poate să fie de gardă, să continue sau să vină altul în locul lui ca să asigure gardă pe elicopter în cursul nopții. Deci nu mă aștept să avem probleme în județele care urmează să funcționeze și noaptea elicopterele în ele. Pe partea de avioane, avionul este asigurat și acum de medici 24 din 24 de ore. Cât despre propunerea care o spunea domnul ministru, este propunerea plăților pentru medici și pentru piloți. A fost o discuție foarte mare pe parcursul anilor trecuți și am avut și recomandări în cursul unor audituri că să nu mai plătim pe ora de zbor, să nu corelăm ora de zbor sau zborul cu plăți pentru medici și pentru piloți și să fie o plată fixă. Deci acest lucru poate să încurajeze mai mult, pentru că asta înseamnă dacă faci o gardă, ești plătit chiar dacă nu zbor și faci gardă respectivă și aștepți să fie o urgență. În același timp nu mai avem riscul că unele decizii să fie luate pentru că ora de zbor este plătită și dacă nu zbor nu ești plătit. Zborurile de noapte ale elicopterelor SMURD au constituit în trecut temă de dispută între ministrul Vela și Arafat. Coordonatorul SMURD semnala exact faptul că nu pot fi făcute astfel de zboruri în toate zonele din cauza faptului că nu sunt suficienți piloți.